Cântarea mea este doar despre Iisus, care a purtat păcatul și pedeapsa în locul meu. Acestea sunt cuvintele piesei interpretate de doi dintre invitații noștri la Vieți Transformate astăzi. Invitați Andrei, Dani, Roxana și Paul. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Spuneți-ne despre voi. De ce ați ales să cântați această cântare? De când cântați? Voi cântați și împreună. Da, cântăm și împreună. Da, mai cântați și împreună. Am ales această cântare deoarece transmite un mesaj destul de profund. Pentru că Iisus a purtat această pedeapsă a noastră și merită să cântăm despre această salvare pe care am primit-o. Care a fost cel mai profund moment din experiența voastră de a cânta? Când ați cântat? Când ați simțit că este, într-adevăr, Dumnezeu vorbește vouă personal în timp ce cântați? Probabil vorbesc și din prisma faptului că a fost destul de recent evenimentul, dar dacă ar fi un eveniment recent în care am putut simți acest lucru, a fost probabil sâmbăta aceasta. Înainte, mă pregăteam, făceam niște exerciții la pian și cântam o melodie și atunci a fost momentul în care efectiv plângeam în fața pianului și era ceva special. Deci erai singur, repetai? Da, și... da, eram da. Singur și repetam. Da. Roxana, Paul? Eu, în general, când simt cel mai mult prezența Domnului este atunci când cânt în fața bisericii și văd biserica Domnului și faptul că atâția oameni pot să vină la un loc și să-L glorifice pe El într-un mod atât de frumos și toți zâmbesc și sunt niște oameni care efectiv își dedică viața Lui și asta mă umple de bucurie. Personal aș spune că momentul cu cel mai mare impact din slujire a fost când am cântat la botezul meu Iisus răsplata mea, o melodie care mi-am dorit de mult să o cânt și am ajuns să o cânt la botez și am simțit ce mesaj profund are și am simțit cum Dumnezeu vorbește și altora. Spuneți-ne, care a fost motivul pentru care ați ales să îl alegeți pe, pentru care ați ales să-l alegeți pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân în viața voastră? Spre deosebire de ceilalți, probabil mulți aveți colegi cunoscuți care au ales altă cale și care aleg altă cale. De ce voi ați ales această cale? Păi, ne-am dat seama că viața înseamnă mai mult decât doar să trăiești pur și simplu. Adică urmează altceva pe lângă această viață și ai un scop pe pământul ăsta și trebuie să faci mai mult pentru ce va urma după. Trebuie să alegi o cale bună și să încerci să ajungi în cer și ajungi dacă crezi în Dumnezeu. În opinia mea m-am gândit și discutăm și cu alții care au diferite opinii câteodată oamenii din jur și atunci discutând cu ei ne-am dat seama că ăsta este cel mai măreț scop pe care îl poți avea în viață și orice scop ai putea alege în rest, nu știu, ori l-ai atinge, ori chiar dacă nu l-ai atinge, nu ți-ar aduce acea satisfacție să lupți pentru el, și anume viața veșnică pe care el ne-o promite. Dar nu crezi că ar fi mai bine să încerci să trăiești viața și să te ocupi de cele de dincolo, așa, când ajungi pe la 70-80 de ani? Sincer, nu cred că ar fi mai bine, pentru că îmi doresc să duc o viață fericită, o viață plină de pasiune și cred că ăsta este scopul care mă pasionează cel mai mult și care mă ambiționează cel mai mult. Scopul pentru care chiar pot să spun că mă trezesc de dimineață și nu îmi doresc să fac nimic altceva decât asta, în principiu, prin toate acțiunile să-L pe care le fac. Să-L lauzi pe Dumnezeu, da. Să-L slujești da. Pe Dumnezeu. Paul, Roxana? Eu m-am născut într-o familie de creștini, de oameni care îl iubesc pe Domnul. Dar în același timp, familia lărgită nu l-a cunoscut pe Domnul de când am fost eu mică și am văzut diferențele fericirii, să spun așa. Fericire adevărată și fericire neadevărată? Da, sau? Fericire înșelătoare, aș spune. Fericirea înșelătoare a celor care nu-L cunosc pe Domnul. Încerci să găsești fericirea în lucruri mici care trec, evident. Și am văzut mai ales la părinții mei, la tată, la mama mea și la fratele meu ulterior, că fericirea înseamnă mult mai mult de atât. Mult mai mult decât un eveniment sau un obiect. Înseamnă faptul că poți să trăiești știind că ai un creator și un
tată care te iubește așa de mult. Interesant că voi vorbiți despre fericire, dar sunt oameni care toată viața aleargă după fericire. La vârsta voastră de sub 20 de ani sau sub 25, sub așa, să vorbești despre fericire pare că încă n-ați experimentat prea mult din viață. Cum de vorbiți despre fericire și chiar cu atâta încredere? Păi, odată ce l-ai primit pe Iisus și vezi viața într-un mod diferit, începi să nu cauți fericirea pe care o caută cei din lume. Adică dacă l-ai pe Iisus, ai cam tot ce ai nevoie. El îți dă tot ce ai nevoie. Chiar dacă tu crezi că ai nevoie de mai mult, El știe de cât ai nevoie și îți dă suficient cât să fii fericit. Personal, cred că pot spune că am avut o mentalitate greșită, mai ales în perioada adolescenței, când credeam că pocăință înseamnă doar reguli, doar abțineri, înseamnă doar lucruri pe care nu le poți face și toată viața așa o să fie foarte seacă și foarte tristă. Dar, de fapt, este o eliberare față de robia păcatului și când ajungi să primești un scop al vieții tale pe care toată lumea îl căutăm, într-o măsură mai mare sau mai mică, când ajungi să găsești scopul vieții tale și nu doar să treci de pe o zi pe alta căutând fericire în lucrurile mici, atunci realizezi cât de binecuvântat ești și că robia pe care ți-o oferă Domnul Iisus este de fapt o eliberare și îți oferă o viață nouă care este plină de împliniri și care la final îți va oferi împlinirea deplină. Ce înseamnă pocăință? Spune despre pocăință. Ce înseamnă pocăință? Să mergi la o anumită biserică, duminica sau din două în două duminici sau când îți amintești? Eu crescând într-o familie de creștini practicanți, pot spune că am fost de mic dus la biserică și mergeam duminica de două ori, mergeam și joia, mergeam la toate grupele, deci eram foarte obișnuit și am ajuns să cred că sunt ok cu Dumnezeu, că nu sunt nici foarte rău, nici foarte bun și... Oricum, sunt alții mult mai răi decât fiecare dintre noi, nu? La drept vorbim. Da. Eu sunt ok, adică nu mă droghez, nu beau, nu... Și am crescut și am avut mult timp mentalitatea asta. Până când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a deschis mintea și am văzut cât de păcătos eram și am văzut că nu avem cum ca și oameni să... Adică nu contează dacă păcătuim mult sau dacă facem păcate mari cum le considerăm noi, pentru că noi ca și oameni în firea noastră avem păcatul, ne naștem cu el și îl facem și merităm moarte. Dar el ne oferă salvarea și când ne deschide ochii și vedem starea de păcat în care suntem, el ne oferă salvarea și dacă credem în jertfa lui și îl acceptăm pe el ca Domn, el ne oferă mântuirea și ne oferă salvarea de la moarte și ne oferă un scop nou și o viață nouă. Spuneți-ne despre fiecare. Ai vrut să ne spui, Dani, ceva? V-am doar să spun un lucru. Paul amintea mai devreme despre concepții greșite și ați întrebat despre pocăință și ce pot spune că am avut o concepție cumva greșită despre fericire. Credeam că sunt fericit dacă lucrurile sunt perfecte, dar nu perfecte după cum Dumnezeu le vrea, ci perfecte după cum eu le vreau. Și cumva îmi puneam singur scopuri, targeturi și încercam să le ating și în momentul în care ceva nu mergea conform planului, mă declaram trist, cu alte cuvinte. Și asta m-a făcut Dumnezeu să realizez că fericirea adevărată nu vine după ceea ce cred eu este că este perfect, ci El îmi dă tot ce este în jurul meu și am de ce să mă bucur, am motive și asta cred că este un lucru foarte important al pocăinței, dacă aș putea spune așa, o poruncă, să fim bucuroși. Spuneți-ne despre fiecare dintre voi. Cum a fost viața voastră înainte să-L cunoașteți pe Domnul? Cum ați ajuns la momentul acela de dedicare personală? Pentru că, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, ci are fii. Deci faptul că mă nasc într-un garaj nu înseamnă că sunt mașină sau într-un garaj nu înseamnă că sunt cal. Ci am, atunci când vreau o relație cu Dumnezeu, trebuie să devin fiul al lui Dumnezeu pe baza propriei decizii. Cum a fost viața voastră înainte și cum l-ați întâlnit pe Domnul? Pot spune că viața mea înainte era seacă, fără... Nu aveam pur și simplu niciun scop. Adică mergeam un pic din inerție, pluteam fără sens.
Dar mi-am dat seama că nu e așa. Viața are un scop, are un sens. Totul are un sens, nimic nu e la întâmplare. Și eu încă de la o vârstă destul de mică începeam să-L slujesc pe Dumnezeu în lucrare instrumentală și am tot mers prin toate bisericile aproape. Și asta m-a ținut prin aproape. Prin multe biserici. Destul de majoritatea din Timișoara. Asta m-a ținut aproape de Dumnezeu, dar deja ajunsesem la o credință mai mult de fațadă. Adică mergeam la biserică, era tot ok de fațadă, dar pe dinăuntru simțeam că nu e ok. Adică dacă a devenit ca o obișnuință, ca o rutină. Exact. Dar mi-a dat seama că nu e în regulă. Adică să mergi doar ca să fii acolo, trebuie să mergi cu un scop. Așa poți să mergi la un club de fotbal, la... Exact. Poți să mergi oriunde ca să te simți la... bine. Da. Deci mi-am dat seama că viața e mult mai mult de atât. Și slujirea trebuie să fie una reală. Și trebuie să fie din inimă, mai ales. Dacă o faci doar așa să fie făcută, nu e bine. Și... Înainte de a ne spune tu momentul întâlnirii, momentul când ai decis personal, o să vă rog și pe voi să ne spuneți, cum a fost viața voastră înainte? Eu, cum am spus, am crescut în biserică și în fiecare duminică mergeam la școala duminicală, seara citeam ori cu mama, ori cu tata din Biblia pentru copii și cu fratele meu și puneam întrebări și eram cumva fascinată de poveștile din Biblia, aș spune, dar nu simțeam neapărat efectul lui în viața mea, nu simțeam că sunt cu adevărat dedicată lui și în plus mai aveam un defect pe care îl recunosc cu greu, i-aș spune lene, ideea asta că... Este cineva care recunoaște lenea? Aveam chestia asta, ok, o să-mi trăiesc viața până pe la 20 de ani, după aia la 21 încep să fiu pocăită din aia, așa, merg la biserică fiecare... Serioasă? Da, citesc în fiecare zi, 5 ore de rugăciune pe zi, 3 zile de post, nu știu. Și aveam mentalitatea asta și totuși știam că nu e ok... Și încercam să citesc din Biblie, dar îmi ziceam, nu, sunt prea obosită, sunt poate prea plictisită și nu ajungeam să mă mai rog, nu ajungeam să vorbesc cu el, să citesc din Biblie. La biserică mergeam, mă puneam în bancă, ascultam între ghilimele predica, dar de fapt doar mă uitam în gol. Mai cântam la biserică pentru că îmi plăceau melodiile și cam atât era. Dar totuși eram destul de acidă cu cei care aveau o mentalitate greșită asupra creștinismului. Paul, Dani, viața voastră înainte de a-L cunoaște pe Domnul? De a-L accepta în mod personal pe Domnul? Că de cunoscut îl cunoști. Cum doar zicea, că nu-L guști. Cum zicea și Andrei, pot spune că înainte trăiam, să zic, este o expresie de pe o zi pe alta și aveam scopuri mici, căutam tot timpul să găsesc o împlinire în anumite lucruri pe care le făceam și de foarte multe ori rămâneam dezamăgit și până la urmă în toate lucrurile cam după ce treceau o anumită vreme eram dezamăgit și căutam să găsesc împlinire și chiar la un moment dat am avut momente în care cochetam cu diverse lucruri, în diverse anturaje și deși pot spune că Dumnezeu m-a păzit și nu m-am pierdut, eu eram tot într-o stare de căutare și într-o stare de degradare, pentru că, ca și oameni, în timp ne degradăm și fără ajutorul Lui, nu putem să ne facem mai bine, nu putem să devenim mai sfinți, mai buni și am avut multe momente în care pot spune că căutam și am fost foarte aproape chiar de pocăință, dar ceva mă tot ținea în urmă și... am ajuns să cred, cum am spus și mai înainte, că eu sunt ok, că dacă știu din Biblie, dacă merg la biserică, sunt într-o stare nici prea bună, nici prea rea, eram cunoscut la biserică băiat cu minte, băiat pocăit, știi? Și am ajuns, când stau să mă gândesc ce fățarnic eram și viața mea în umbră și viața mea adevărată cum era față de
viață de la suprafață, era o mare diferență. Dani? Ce pot spune este că eu m-am născut într-o familie de ortodoxi. Când m-am născut, la un moment în care m-am născut, părinții mei erau ortodoxi, ortodoxi nepracticanți, dacă aș putea spune așa. Nu prea mergeau la biserică, erau evenimente, nu știu, Paști, Crăciun, alte evenimente de genul. Și nu țin minte, într-adevăr, foarte multe lucruri de pe atunci, pentru că mai târziu părinții mei s-au convertit. Aveam undeva în jur de 7 ani, dar țin minte petrecerile pe care le dădeau, toate lucrurile de genul acesta. Nu știu, era o stare de mahmurială, aș putea spune, continuă, nu știu. Nu era o liniște, o pace, era foarte ciudat, aș putea spune. Dar mai concret, în viața mea aș putea spune că înainte de momentul transformării eram obișnuit să mă judec foarte mult și tot timpul în viața mea era această luptă cu mine, dar o luptă foarte aprigă, mai mult decât cred că ar fi trebuit să fie. O luptă în care mai mult decât încercam ca eu să fiu lupta cu tine însuți, de obicei, în lupta cu tine însuți pierzi. Da, da. Dacă nu-L iei pe Hristos. Dar mai mult de atât, nu cred că era o luptă care mă ducea spre ceva mai bun, ci o luptă care mă făcea să mă degradez încet, încet. Și după totul s-a schimbat. Înainte de a ne spune cum s-a schimbat totul, aș vrea să vă rog să mai cântați ceva? Mai cântați? Versurile acestei piese sunt următoarele: privesc spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Cu această nădejde în suflet trăiește orice creștin care a trăit vreodată de-a lungul și de-a latul pământului. Invitații noștri de astăzi, așa cum vă spuneam, sunt Andrei, Dani, Roxana și Paul. Aș vrea să vă spun, să vă rog acum să ne spuneți momentul când ați decis că viața voastră trebuie să-i aparțină lui Hristos. În cazul meu, cel puțin, n-a fost neapărat un moment fix, ci a fost o succesiune de momente, de întâmplări. Am văzut mâna lui Dumnezeu care mă scapă, adică cel puțin era să pățesc vreo 3 accidente grave de mașină, din care am scăpat teafăr și nevătămat. Adică, din unul chiar era... n-aveam cum să mai ieșim. Intrase cel de pe contrasens pe banda noastră și era... Eu îl văzusem exact impact frontal, dar nu știu, în ultimul moment, parcă a tras de volan și a ieșit de pe banda noastră. Adică, clar, doar mâna lui Dumnezeu a fost. N-ai altă explicație? Nu am. Asta a fost dintre momentele care chiar m-au pus pe gânduri. Adică mi-am dat seama că... Puteai să mori? Exact, viața e foarte scurtă și da. Am văzut viteza cu care trece viața. Adică viața trece repede, trebuie să faci ceva cu ea. Nu poți să lua să treacă doar așa, să treacă de la sine, fără niciun scop, fără să ai o realizare pentru viitor, pentru viitorul tău. Deci au fost câteva momente care te-au decis, care te-au ajutat să decizi. Și mai ales că atunci veneam de la o misiune în care și cântam și oarecum mi-am dat și seama că asta e menirea lui Dumnezeu, ce are pentru mine, să continui cu slujirea prin cântat. M-a scăpat din acest accident cu mâna lui puternică. În cazul meu, la fel ca și în cazul lui Andrei, pot să spun că a fost un proces, o transformare, dar... un evenimentul special care pot să spun că a marcat momentul cu înainte și după ar fi undeva în
jurul anului trecut, mă luptam cu mine, cum spuneam, mă judecam foarte mult și în special mă simțeam foarte ipocrit. Simțeam că nu aș mai avea cum să primesc oarecum iertare, cu toate că știam că Dumnezeu mă iartă, știam că mă primește, dar nu puteam eu să mă iert și să trec peste anumite evenimente din viața mea. Și a fost momentul în care m-am pus pe genunchi și am spus că eu nu mai pot să duc această luptă cu mine, nu mai pot să mă argumentez, să fiu dintr-o extremă în alta. Și din momentul acela pot să spun că am simțit o pace imensă care mă însoțește și acum. La noi un lans de transformări văd. Și eu mă văd tot un proces mai lung, dar au fost câteva evenimente care m-au ajutat să iau decizia asta, care mi-au deschis ochii puțin câte puțin. Unul ar fi poate neînsemnat pentru mulți, nu știu, chiar poate părea banal, dar pentru mine a fost foarte puternic. Am intrat odată în casă și în fața mea era ușa de la bucătărie și nu știu de ce, nici acum nu știu de ce, mama pusese o foaie pe care a scris, mai târziu mi-a zis că așa i-a pus Domnul pe inimă, a scris ce înseamnă Iisus pentru tine, ce-i oferi tu. Și m-a pus foarte mult pe gânduri, foarte mult, și m-am dus în baie și am început să plâng pentru că nu voiam să mă vadă părinții mei că plâng. Și știu că în seara aia m-am rugat și am adormit rugându-mă, dar după aia iarăși am uitat. Apoi a venit vara și am mers într-o tabără cu tinerii bisericii noastre și cu tinerii altei biserici și eram într-un autocar, toți tinerii. Și eram pe lângă un râu și nu știu de ce șoferul a pierdut controlul și trebuia să... Eram efectiv pe drum în râu și a intrat cumva mașina, autocarul, tiza mai autocarul, într-o piatră și a deviat. În spatele nostru, o mașină era întoarsă pe dos cu roțile în sus, în râu. Deci Domnul ne-a păzit într-un mod în care nu ne-am putut imagina. Apoi a fost mutarea de la București la Timișoara, în care am simțit că Domnul chiar ne-a purtat de grijă, nu știam ce se va întâmpla. Voi v-ați mutat de la București la Timișoara? Da. Nu cunoșteam pe nimeni, nu mă cunoștea nimeni. Era ceva cu totul nou, era o experiență cu totul pe care n-am mai întâlnit-o niciodată. Și când am ajuns aici, oamenii au fost foarte primitori și m-am simțit foarte bine aici și am simțit mâna Domnului că ne-a ghidat aici și i-am mulțumit foarte mult pentru asta. Și iarăși asta m-a făcut să văd că El este cu mine și mă ține mâna Lui. Apoi, cred că momentul decisiv, să zic așa, a fost într-o seară de joi. Părinții mei și cu fratele meu veniseră la biserică, eu am rămas acasă, cred că eram bolnavă, și m-am uitat prin arhiva bisericii și am găsit o scenetă pe care tinerii o făcuseră cu mult timp în urmă, numită parcă Porțile Raiului, Flăcările Iadului, și am urmărit-o și cred că era acolo o scenă în care era vorba despre un creștin căldicel și m-am simțit și chiar m-a dat peste cap sceneta aia, încă urmăresc și simt cum se ridică părul pe mine și pe mâini și cred că ăsta a fost momentul în care am zis: Doamne, te rog, pot să mă întorc la Tine doar cu ajutorul Tău, numai Tu poți să faci asta. Când stau să mă gândesc la momentul întoarcerii, și la mine a fost un proces, dar la mine văd ca un har, pentru că au fost multe momente în care Dumnezeu mi-a vorbit și a fost evangelizare, a fost chiar odată, mi-amintesc sceneta respectivă, în care eram gata să mă predau și știu că am venit până pe hol și înainte să deschid ușa și să vin în față, m-am oprit și parcă ceva mă ținea în spate. Și după aceste momente, în loc să mă apropii de Dumnezeu, m-am împietrit. Până când, anul trecut, am terminat liceul, am dat bacul și eu aveam în gând să merg la o altă facultate, dar
Dumnezeu a lucrat să schimb facultatea în ultimul moment și m-am dus la o facultate mult mai grea și care aș spune că nu era neapărat pe profilul și pe și cu materiile care mi-au plăcut în liceu. Și la prima sesiune, m-a lovit din plin și am picat-o cu brio. A venit prezentarea a doua la prima sesiune și iarăși am picat-o. Și deja începeam să simt că nu mai am cum să o trec, începeam să mă demoralizez și prezentarea a treia de la prima sesiune din primul semestru era cam între începutul și mijlocul semestrului 2 și deja era și semestrul 2 și începeau și alte materii să vină și simțeam cum nu mai pot efectiv și am intrat într-o depresie în care simțeam că nu mai este scăpare. Și cu câteva zile înainte de examen stăteam în camera mea și efectiv am simțit că am ajuns la punctul cel mai de jos și de acolo nu mai vedeam nicio scăpare. Și m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, ia-mă Tu, scapă-mă Tu, că de aici eu nu mă mai ridic și nu mai pot să continui. Și în momentul acela Duhul Sfânt mi-a deschis mintea și am văzut starea de păcat în care eram și am văzut cât de păcătos eram și am văzut... Mi-am deschis mintea să văd jertfa Domnului Iisus de la Calvar, lucruri pe care le știam să le zic oricui, știam să le zic ca la carte, cu versete înainte, dar nu înțelegeam. Și un adevăr care poate părea simplu, deci atât de profund l-am înțeles și am simțit cum am nevoie să-mi cer iertare și să mă pocăiesc de tot ce am făcut și m-am pocăit și m-am dedicat Lui. Și pot spune că de atunci m-a cuprins o pace atât de puternică care nu știu să o explic și n-am știut să o explic pentru că eram la câteva zile de examen și era toată sesiunea și înainte aș fi fost disperat. Eram foarte... Este o pace care vine de la Dumnezeu. Da. La finalul emisiunii noastre v-aș întreba în două, trei cuvinte cum vă descrieți viața acum. Într-un fel ați descris-o, pace, fericire, așa, dar ca o concluzie cu care să rămână ascultătorii. În două, trei cuvinte, cum vă descrieți viața de acum? De umblare cu Dumnezeu. Viața mea acum este mult mai fericită. Simt că am și un scop. Mi-am găsit menirea pe care vrea Dumnezeu să o abordez, să continui cu slujirea, să-L onoresc cu ce am mai bun și cu ce pot. Dacă ar fi să-mi descriu viața, probabil un cuvânt cu care aș putea rezuma, totul ar fi palpitant. Poate opusul la ceea ce s-ar gândi mulți când vine vorba de momentul convertirii, dar eu asta simt, viața mea e palpitantă, aprins, alt farmec, pur și simplu aștept să văd ce Dumnezeu are pregătit pentru mine și mă surprinde în fiecare zi cu întâmplări, poate nu chiar supranaturale, câteodată supranaturale, câteodată întâmplări foarte simple, care efectiv mă surprind și n-am decât să-i datorez Lui totul. Eu aș spune o aventură sigură, pentru că știu că vor veni încercări, dar în același timp sunt sigură că El mă ține în mâna Lui și că pot să fiu liniștită. Asta ar fi un alt cuvânt cu care mi-aș descrie viața. Știu că am liniștea asta pe care doar cineva care îl cunoaște cu adevărat cred că poate să o aibă. Eu aș spune împlinire, pentru că scopul pe care ți-l oferă este mai sus decât orice poate reprezenta viața aceasta și... În orice lucru îl vezi lucrând și îl vezi că este alături de tine și te simți împlinit și poți spune legat de sesiune că le-am luat pe toate și doar datorită Lui. Examenele vieții sunt cele mai importante. Aș încheia cu ceea ce scria mama Roxanei pe ușă: cine este Iisus pentru tine? Și spunea C.S. Lewis: Iisus vine și spune: sunt Fiul lui Dumnezeu. Vis-a-vis de această afirmație, Iisus poate să fie un mincinos, știa că nu este Fiul lui Dumnezeu, dar mințea, poate să fie un nebun, se credea Fiul lui Dumnezeu sau era ceea ce spunea, Fiul lui Dumnezeu. Cine este Iisus pentru tine?